Meteorologii au emis o avertizare de cod galben de vremea. Furtuna poate lovi banatul, iar vântul va sufla cu putere. Astăzi, 16 aprilie, a fost emisă o atenționare meteorologică de cod galben ce vizează instabilitatea atmosferică temporar accentuată, valabilă până mâine, ora 15. În intervalul menționat, vântul va avea intensificări în Moldova, în estul și sud-estul Transilvaniei, cu viteze în general de 55-65 km h iar în Carpații Orientali, la altitudini mari, rafalele vor depăși 90 de km pe oră. Se recomandă să sistați activitățile desfășurate în teren deschis sau la înălțime. Închideți toate ferestrele locuinței și a altor categorii de construcții. Evitați adăpostirea sau trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare, construcțiilor cu elemente de arhitectură ce pot fi ușor dislocate, precum și a imobilelor aflate în construcție. Urmăriți la posturile Radio TV, buletinele meteorologice și recomandările autorităților. Transmit reprezentanții Inspectoratului General pentru situații de urgență.